Bună ziua! Hristos a înviat celor care sărbătoresc Sfintele Paște. Astăzi vreau să vă prezint mai multe date de interes pentru români. Este foarte important să înțelegem această perioadă prin care trecem, să înțelegem măsurile pe care le-am luat, dar mai ales cred că este foarte important să înțelegem ce avem de gând să facem în perioada următoare. Și astăzi am să vă explic câteva dintre măsurile pe care le voi lua pentru a ne asigura că mergem în direcția corectă în perioada următoare. Am structurat prezentarea de astăzi astfel. Vom vorbi puțin la început despre campania de vaccinare, puțin despre situația epidemiologică în acest moment. Cerusem o analiză din momentul în care am luat decizia de la supermarketuri referitoare la ce se întâmplă cu traficul. Pe mine mă interesează în timpul zilei, la fiecare oră, și vreau să văd puțin, și poate de asta durează mai mult, o analiză care să ia în calcul și contextul, pentru că este în perioada de Paște și bineînțeles că știm foarte bine, în perioada sărbătorilor, de fiecare dată magazinele sunt mai aglomerate. De aceea poate că analiza durează mai mult, dar vom avea și această analiză să înțelegem puțin implicațiile măsurilor pe care le-am luat în ultima perioadă. Și bineînțeles, astăzi voi anunța constituirea unui comitet interministerial prin decizia premierului și în coordonarea premierului, care să asigure de la 1 iunie revenirea la normalitatea României. Vom începe, de fapt acesta este primul jalon, primul milestone, prima bornă pe care o punem pentru a ne gândi la revenirea la normalitate și am să vă explic la ce mă refer. În primul rând, campania de vaccinare. Știți foarte bine, luna, am spus și săptămâna trecută, mă uit, le iau un calup. Sunt două luni foarte importante pentru noi, lunile aprilie și luna mai. Pentru că în aceste două luni vom avea aproape 8,3 milioane de doze de vaccin care intră în România. Și sunt foarte importante pentru că la finalul lunii mai ar însemna în cel mai pesimist scenariu să avem aproape, cu siguranță, 5 milioane de persoane vaccinate, și vă spun de ce este important, și într-un scenariu mai optimist, 6,3 milioane de persoane vaccinate. 5 milioane de persoane vaccinate este o cifră importantă pentru noi, pentru că reprezintă 35%, aproape 35% din populația adultă care trebuie vaccinată, și este momentul, cred eu, important, la sfârșitul lunii mai, să vorbim de revenirea economiei. De aceea este foarte important cu toții, și aici fac un apel la toți politicienii, la coaliția de guvernare, la primarii aleși, la consilierii locali, la președinții de consilii județeni, cu toți să meargă și să facă campanie sau să prezinte campanie de vaccinare. Datele, toți românii să știe despre, să aibă informațiile la zi în ceea ce privește campania de vaccinare. Mai mult, este nevoie, și am spus-o și la întâlnirea cu cultele și mi s-au dat asigurări, dar vreau să o spun și aici public, este nevoie de o implicare a bisericii în această campanie de vaccinare, mai ales în mediul rural. Este nevoie ca toți românii din mediul rural să aibă aceste informații și să poată să se vaccineze. Așa cum arată lucrurile și m-am asigurat că avem dozele necesare pentru vaccin, dar așa cum arată astăzi lucrurile, vom avea dozele necesare pentru a vaccina 10 milioane de români la sfârșitul lunii iulie. Deci mergem mai repede decât ne-am programat, dar este important ca toată lumea să vrea să se vaccineze. Deci dacă mergem să ne vaccinăm, și de aceea trebuie să întâi să ne programăm pe platforma de programare, vom putea să vorbim de 10 milioane de persoane vaccinate, avem dozele, deja sunt programate, și vom putea vorbi de 10 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii iulie, ceea ce clar arată, sunt 70% dintre persoane adulte și putem să vorbim clar de o redeschidere a economiei aproape în totalitate. Deci am făcut tot ceea ce este posibil, am devansat, am adus mai aproape aceste date, știți bine că în februarie vorbeam de finalul lui septembrie, avem acum dozele programate pentru finalul lunii iulie, dar trebuie să ne programăm, trebuie să mergem să ne vaccinăm.
Și vom mai explica puțin mai târziu despre campania de vaccinare. Astăzi, așa cum arată lucrurile acum, ele merg în direcția corectă. Chiar astăzi am vorbit cu CNCAV, rămâne în mijlocul lunii aprilie să ajungem la 100.000 de, să putem să vaccinăm 100.000 de persoane pe zi. Din păcate, și de aceea este nevoie de implicarea tuturor în această campanie de vaccinare, din păcate, numărul persoanelor înregistrate astăzi este de doar 767.883 de persoane înregistrate sau pe lista de așteptare în platforma de programare. Dintre acestea au fost notificate 442.000 de persoane și programate 64% dintre 282.000. Deci e nevoie să ne înregistrăm, trebuie să ne înregistrăm pe platformă, pentru că vom avea dozele de vaccin. Ca să trecem peste această perioadă, ca să revenim la normalitate, este singura soluție, vaccinarea. Și ne-am asigurat că vom avea dozele de vaccin necesare. Al doilea lucru, situația epidemiologică. Și aici lucrurile s-au stabilizat. Am luat niște măsuri, acum o săptămână, după ce m-am consultat și cu primarii, cu președinții Consiliului Județean, culte religioase și ați văzut că se poate să sărbătorești Paștele și în această perioadă. Am avut două exemple deja de două culte care au reușit să facă acest lucru. Sunt sigur că așa va rămâne și în perioada următoare. Dar aceste măsuri le-am luat după ce am discutat cu mai mulți factori de decizie și se vede că avem deja rezultate, în sensul că mă uit la evoluția zilnică a cazurilor, de exemplu, și am ajuns la, dacă mă uit la o medie mobilă, avem un platou care se menține de aproape o săptămână. La fel, același lucru dacă mă uit și la evoluția zilnică a procentului cazurilor confirmate, dar mult mai important, și aici aș vrea să văd, să vă arăt, pe București avem iarăși o stabilizare, chiar o scădere în ultimele câteva zile. Foarte important, Ilfovul, iarăși, și la Ilfov avem un platou, s-a atins un platou. Timișoara scade, deci județul Timiș scade, deci măsurile au avut și acolo efect. Și în ceea ce privește gradul, incidența acumulată a cazurilor la nivel județean pe 14 zile, la 1000 de locuitori, București a atins un maxim acum câteva zile și de atunci scade ușor. Vă spun aceste lucruri pentru a vă cere în continuare să aveți răbdare. Măsurile pe care le-am luat funcționează, dau rezultate și, după cum vedeți, ne uităm zilnic la date. Avem aceste rezultate care arată clar că situația epidemiologică a ajuns la un platou, așteptăm îmbunătățire, dar nu se poate îmbunătăți situația fără să păstrăm ceea ce avem acum. În același timp, accelerăm campania de vaccinare. Am spus din primul moment că doar așa putem să rezolvăm. Și îmi pare bine că ieri ați avut acea conferință de presă la Ministerul Sănătății, pentru că acele discuții le-am avut și eu cu medici înainte de a lua decizia. Situația este adevărat, în spitale a fost și este și rămâne, este o presiune pe sistemul de sănătate în acest moment. Putem să ajutăm doar prin respectarea măsurilor și prin vaccinare. Și ultimul punct pe care vreau să-l prezint astăzi este acest comitet interministerial. Știu foarte bine că este nevoie și am tot spus la început că avem nevoie să arătăm românilor momentul în care vom reveni la normalitate. 1 iunie este primul pas pe care îl văd. Repet, nu înseamnă o deschidere 100%, dar este primul pas și trebuie pregătit. De aceea avem acest comitet interministerial în care sunt implicate toate ministerele, pentru că toată economia trebuie să fie implicată și trebuie să vedem cum o ducem după 1 iunie. Mâine o să am întâlnire cu Asociația Hora, să vedem ce soluții găsim, dar totul depinde, și asta este și mesajul meu și mâine și în fiecare zi, depinde de cum merge campania de vaccinare. Dacă vrem să ne întoarcem la normalitate, și am dat această țintă de 1 iunie, pentru că putem să ne vaccinăm până atunci cel puțin 5 milioane de persoane, trebuie să ne vaccinăm. Este o condiție necesară pentru a putea trece mai departe.
trebuie să avem acest număr de persoane vaccinate. Nicio altă măsură nu ne ajută să redeschidem economia. Este singura soluție, este campania de vaccinare, să avem o campanie de vaccinare de succes. De aceea v-am spus din primul moment, aprilie și mai sunt importante. Avem 8 milioane de doze de vaccin pe care trebuie să beneficiem de acest lucru. Acest comitet interministerial, bineînțeles, am spus că va include toate ministerele. Mă gândesc, bineînțeles, să includem ca invitați, nu ca membrii, și asociații și patronate, vom avea discuții cu ei. Avem timp să pregătim redeschiderea și am arătat clar că atunci când programezi, când ai discuții înainte, rezultatele sunt bune. S-a văzut cu sărbătoarea Paștelui până acum, se poate. Ați văzut că și în weekend nu mai avem aglomerări nici pe pârtii, nici pe cluburi. Lucrurile se rezolvă atunci când programezi. Aveți încredere că vom trece peste această perioadă. Este același mesaj pe care îl transmite și președintele Klaus Iohannis, îl transmit și eu ca premier, îl transmite întregul guvern. Vaccinarea este singura soluție. Pentru că sunteți foarte mulți astăzi, o să iau câte o întrebare de la fiecare. Mulțumesc! Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, mai exact de la 1 iunie, la ce măsuri de relaxare am putea să asistăm? Mai exact vom vedea după ce se va întâlni acest comitet, dar eu sper să fie cât mai multe măsuri de relaxare. Am încredere, așa cum am spus, scenariul cu 5 milioane este un scenariu pesimist sau realist. Pot fi 6,3 milioane de persoane vaccinate. Dar depinde foarte mult de discuțiile cu industriile respective. Începe sezonul de vară, aș vrea să avem o vacanță mult mai bună ca în trecut și mai sigură și ne vom asigura prin aceste măsuri pe care le vom lua și pe care sunt sigur că și cei care sunt în industria turismului, în special, le vor respecta anul acesta. Bună ziua! Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. O precizare la întrebarea colegii mele, dacă certificatul verde despre care vorbim la nivel european se va aplica intern și în România? Nu, în niciun caz. În România nu se va aplica certificatul verde, românii vor merge în vacanță fără. De aceea avem acest comitet interministerial pentru a asigura că sunt reguli pe care le vor respecta, dar fără certificat verde. Și de asemenea voiam să vă întreb despre testele de salivă, pentru că știm că în momentul de față vorbea Ministerul Educației, Ministrul Educației despre aceste teste de salivă, care ar urma să aplice în școli, însă vedem că Ministrul Sănătății spune că în momentul de față nu este inclus în metodologia INSP și nu este un test atât de concludent. Dumneavoastră, ce părere aveți? Eu sunt cel care a propus revenirea la școală după ce se face acest test. Teste non-invazive erau propunerea mea. Am făcut acest propunere după ce am discutat cu mai mulți specialiști care mi-au spus foarte clar că nu există o diferență. Dar e adevărat, problema în România este că încă nu sunt în metodologia INSP și aici cred că depinde INSP să le includă în metodologie. Ele sunt folosite cam peste tot în România. Marina Cioacă, România TV. Am văzut în ultima perioadă proteste destul de ample. Protestatarii au cerut oarecum ridicarea restricțiilor. Au stat aceste proteste la baza deciziei dumneavoastră de a începe să relaxați oarecum măsurile și nu, în cum vedeți caz. Aceste proteste? În niciun caz. Un mesaj pentru protestatari. În niciun caz. Și nu relaxăm măsurile. Am spus pentru 1 iunie, pregătim revenirea la normalitate. Vorba de întreaga economie aici. Cum va arăta acea normalitate până vom avea 10 milioane, vom avea 15 milioane de persoane vaccinate, vom vedea atunci. Dar vreau să luăm această decizie așa cum am făcut și cu cultele religioase, s-a zis că s-a putut face acest lucru, vom lua o decizie și pentru restul economiei. Măsurile pe care le-am luat în ultimele zile, nu o spun eu, o spun datele, au avut un impact pozitiv în ceea ce privește răspândirea virusului în România. Și un mesaj pentru oameni care protestează? Să respecte legislația în vigoare. Silvian Trandafir, Metropola TV. Care este rata de imunizare acum la nivel național? Și dacă pe viitor sau deja ați început să luați în calcul rata de imunizare naturală a celor care au făcut deja boala în vederea noilor măsuri? Se ia în calcul. De fiecare dată cei care au avut boala știu foarte bine și avem în calcul, ei trebuie să aștepte o perioadă până se pot vaccina. Dar
vom merge, mergem pe aceste jaloane. 5 milioane înseamnă 35%, așa a fost, am văzut și în alte țări, treptat s-au ridicat acele măsuri și cred că e cel mai bine mergem. 35, 70 și apoi 100%. Bună ziua, Dorian Necula, Agenția de Presă Queen News. Domnule premier, în cât timp vom putea vedea programele pilot care se desfășoară în acest moment în Occident? Vorbesc de cele concertele pe baza certificatului de vaccinare, testelor PCR sau testelor rapide la intrare la aceste evenimente. Da, să vorbiți de un singur program pilot în Occident. Eu vă spun, Marea Britanie a anunțat vă spun că va desfășura mai multe... Tocmai v-am dat o dată, 1 iunie. V-am dat o dată după care putem discuta de mai multe lucruri. Dar până atunci pregătim. Suntem încă într-o perioadă dificilă. Am zis că avem aprilie și mai, luni în care trebuie să ne vaccinăm. În același timp trebuie să menținem și situația de sănătate stabilă. 1 iunie este data, jalon, acel milestone pentru noi, în care ne gândim să venim cu anumite măsuri care să ne ducă către normalitate. Bună ziua, Sorina Ionașcă, știrile Pro TV. Ați spus mai devreme că certificatul verde nu se va aplica intern în România, precizând că vor putea călători. Însă, se poate aplica la nivel de evenimente o linie prin care să existe o serie de criterii. Dacă ai vaccin, dacă ai test COVID negativ, să se poată participa la evenimente din mediul privat. De exemplu, festivaluri, nunți, spectacole, și așa, meciuri de fotbal și așa mai departe. Există posibilitatea ca în mediul privat să se bage astfel de condiții cu aprobarea guvernului? Asta este rolul Comitetului Interministerial, de a pregăti toate aceste reguli pentru a reveni la normalitate. Vedem cum revenim la normalitate după această perioadă de vaccinare. Și vom vedea care vor fi regulile. Le vom agrea cu operatorii economici și apoi cu toți le vom respecta. Deci nu este exclus ca aceste posibilități să fie introduse și la noi, având în vedere că inclusiv Adina Bălean a spus că poate fi introdusă în țările, fiecare țară. Fiecare țară își va alege propriile metode de a redeschide economia. Bună ziua, Vlad Ungar, Antena 3. Domnule prim-ministru, rețelele de magazine vă propun să țineți magazinele deschise până la ora 19 sau chiar până la ora 20, tocmai pentru că în weekend apare aglomerație, vin și sărbătorile și se aglomerează. În acest context vă întreb, veți modifica această oră? Am discuție permanentă cu rețelele de magazin. Am discutat și înainte de a lua această decizie. Nu a fost disputată ora, mi s-a cerut doar puțin timp pentru a pregăti, dar nu am discutat despre ora. Ora 18 au spus, asta este decizie, o înțeleg. Noi am cerut de la magazine respectarea unor anumite norme în interior, câte persoane intră și așa mai departe. Am o discuție permanentă cu retailerii, am avut și anul trecut în perioada de pandemie, am avut și în perioada de stare de urgență și discut cu ei în fiecare zi. Înțeleg foarte bine Asociația Retailerilor, ei înțeleg foarte bine situația prin care trece România și au fost alături de noi și anul trecut, când am trecut prin stare de urgență, i-am ținut deschis și așa mai departe. Deci discutăm cu ei. În acest moment lucrurile rămân așa cum sunt, pentru că dau rezultate. Domnule premier, Larisa Bernaschi, observator Antena 1. Echipa observatoră a prezentat în ultimele aproximativ două săptămâni situația de la spitalul din Timișoara, acolo unde, în secția de mari arși, în anul acesta au murit deja 8 persoane internate pe secția de mari arși din cauza infecțiilor nosocomiale. Până în acest moment, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu nu a trimis corpul de control, încă așteaptă niște date de acolo. Întrebarea este dacă ați avut vreo discuție cu Vlad Voiculescu pe această temă și dacă aveți vreun proiect prin care totuși aceste infecții nosocomiale și această problemă cu care există în România deja de câțiva ani, cel puțin știută de noi, va fi rezolvată. Avem un proiect. Proiectul este Spitale Noi. Este singura soluție de a scăpa de aceste infecții. Și de aceea în PNRR sunt incluse 2,5 miliarde de euro pentru construcția de spitale noi. Va fi și vom avea și pe efort bugetar construcția de spitale noi. Avem și cele 3 spitale regionale. Deci este singura soluție de a scăpa de aceste infecții nosocomiale. Punctual pe situația de la Timișoara. La Timișoara am discutat cu domnul ministru. A spus că va trimite corpul de control la un moment dat, dar este decizia la domnia sa. Există varianta să trimiteți dumneavoastră corpul de control la Timișoara? Mulțumesc.
Gabriela Del Pupo, B1 TV. Având în vedere că un procent semnificativ din afacerile din Horeca s-au închis de tot și Grecia investește în săptămânile următoare peste 330 de milioane de euro pentru a-i ajuta pe cei care și-au închis afacerile cu totul să le redeschidă pentru a relansa turismul, aveți pregătit un ajutor în afară de cel pe care l-ați oferit până acum pentru afacerile care s-au închis sau cei care au dat faliment între timp? O să am discuții, v-am spus, cu Hora mâine. Până acum au fost mai multe măsuri în România care au ajutat. Rămân Kurzarbeit, legea Kurzarbeit este în vigoare, șomajul tehnic este în vigoare. Industria a fost scutită de plata impozitului specific, din nou, pentru încă 3 luni de zile, deja se face un an și ceva de când a fost scutită de impozit specific, dar, bineînțeles, vom discuta și despre alte măsuri. În PNRR sunt incluse fonduri și pentru sectorul privat, de care pot beneficia și cei din domeniul Horeca. Bună ziua, Dinu Popescu, Alef News. Domnule premier, vă rog, spuneți-ne concret ce fel de studii de la specialiști ați avut pe masă atunci când ați decis că închiderea magazinelor la ora 18 este o măsură prin care se va preveni răspândirea coronavirusului. Ați văzut cozile din ultimele zile uriașe care s-au format? Am văzut situația din economia României dacă nu făceam nimic. Am văzut cum evoluția infecțiilor a crescut, sau persoanelor infectate, sau răspândirea coronavirusului a crescut de la 2.000 de persoane pe zi, 3.000, la 6.000 în câteva zile. Studiile specialiștilor ne spun că mobilitatea este factorul prin care se răspândește cel mai mult virusul. Măsurile pe care au luat cam toate țările, prima de măsurile pe care au luat cam toate țările din Uniunea Europeană a fost aceea de a reduce orele pentru a fi în spațiul public, pentru a merge la magazin și așa mai departe. În același timp, vedem că după ce am luat această măsură, avem un platou, chiar o scădere a ratei de pozitivare a persoanelor cu COVID. Asta înseamnă că ceva impact au avut aceste măsuri. În același timp, referitor la cozi, am cerut și aștept această analiză să vedem cât este datorat normal faptului că suntem într-o perioadă de sărbători și se întâmplă acest lucru indiferent de oră și cât este datorat măsurilor. Vom aștepta, cum avea analize, vom reveni cu ele public, bineînțeles. Bună ziua, Marius Ulpe de la TVR, domnule premier. Înainte de pandemie, restaurantele, dar și alte unități Horeca, funcționau într-un regim clar, distinct. Aveam două zone distincte, una pentru fumători, una pentru nefumători. În condițiile în care evoluția epidemiologică va permite măsuri de relaxare de la data de 1 iunie, este posibil ca aceste restaurante, unități Horeca, să funcționeze tot pe același regim de unități, zone distincte, pentru persoanele vaccinate sau care și-au făcut teste și pentru persoanele care nu sunt vaccinate? Deci eu sunt gata să ascult soluțiile și din partea Hora. Vedem, ne vedem cu ei, vom discuta. Asta este rolul acestui comitet, de a pune pe masă mai multe înțeleg soluții. Înțeleg că acest lucru s-a discutat vineri, de aceea vă întrebam. Nu s-a discutat. Vine, au avut discuții. Deci va fi un comitet interministerial care va lua o decizie la final. Vom vedea cum vor funcționa. Industria Horeca funcționează în interiorul economiei. Trebuie să luăm o decizie pentru toată economia să funcționeze. Vom vedea care vor fi concluziile acestui comitet cât mai rapid. Bună ziua, domnule premier, Andreea Neacșu, Prima TV. Revin puțin la problema evenimentelor private, mă refer la evenimentele de familie. Oamenii au amânat evenimentele pentru anul acesta, le amână și pentru 2022. Aș vrea să le spuneți clar, să le mai programeze în această vară sau să le lase pentru anul următor? Eu am anunțat astăzi că după 1 iunie vorbim de revenirea la normalitate. Bineînțeles că este un prim pas. Am avea în acel moment doar 35% din populație vaccinată. Nu putem să revenim la situația dinainte de pandemie. Dar va fi un prim pas. Așa cum ne gândim la soluții pentru industria Horeca sau pentru restul economiei, bineînțeles că ne gândim și pentru aceste evenimente private și suntem gata să ascultăm soluțiile. Cum putem să le deschidem? Le vom deschide doar atunci în momentul în care ne asigurăm că aceste evenimente vor păstra anumite reguli. Exact cum vorbim și de Horeca, cum vorbim și de evenimentele de concerte și așa departe. Deci sunt de acord să discutăm cu toată lumea să vedem cum mergem mai departe după 1 iunie. De aceea avem 2 luni de zile în care să ne pregătim și sunt sigur că vom găsi soluția pentru toți operatorii economici din economie, indiferent dacă sunt PFA-uri, privați sau mai mari. Mulțumesc. Domnule premier, am o întrebare. Spuneați că în acest comitet interministerial vor intra toate ministerele. Aș vrea să știu, da, cum este organizarea lui, ședință și cine îl va conduce, practic? Este coordonarea premierului.
Ok. Și cum se va întâlni? Vor fi ședințe săptămânale? Cum se va proceda? Cum ați gândit? Să știți că nu este prima oară când se întâmplă acest lucru. Comitetele interministeriale sau decizii pe care le-am luat până acum le-am luat în urma unor consultări. Bineînțeles că acolo e foarte simplu. Fiecare minister va trebui să aibă la rândul său discuții pe sectorul respectiv, să vadă care sunt nevoile în sectorul respectiv, să discute cu asociații în sectorul respectiv și apoi îți va aduce aceste soluții în Comitetul Interministerial, unde le vom discuta, pentru că putem să avem o soluție din sectorul Horeca, să spunem, da? Dar nu puteau fi discutate în cadrul ședinței? Da. Deci, avem o discuție, Ministerul Economiei are o discuție cu sectorul Horeca și vine cu anumite măsuri. Dar în Comitetul Interministerial vom avea și acolo și Ministerul de Interne, va avea și Ministerul Sănătății, vom avea și poate patronate și asociații și fiecare va veni cu completări. Mulțumesc! Mulțumesc!